licean cu dermatita atopică pierde aproximativ 4 zile de la școală din cauza problemelor pe care le face această afecțiune. Dincolo de piele, dermatita atopică este o afecțiune care dă multe alte bătăi de cap. Despre ce implică tratarea unui pacient cu dermatită atopică și ce înseamnă un pacient necontrolat, vom vorbi astăzi cu domnul doctor Alin Nicolescu, secretarul Societății de Dermatologie din România și reputat medic dermatolog. Aș vrea să vă întreb legat de pacienții cu dermatită atopică, câți dintre ei în momentul de față vin direct cu forme moderate sau chiar severe la dermatolog? Destul de mulți, din păcate, pentru că și pentru că la un moment dat pierd puțin timp. Adică din cauza pruitului poate sunt confundați cu afecțiuni alergice, poate se duc, nu știu, în alte părți, către alte specialități, poate uneori colegii noștri medici de familie îi țin pe o terapie care pare antipruriginoasă, dar nu este neapărat, pentru că pruitul are mai multe mecanisme de acțiune decât cel arhicunoscut cu histamină, pentru care se administrează antihistaminicele care le știm cu toții, acele antialergice, pierde acest timp și boala îi se agravează, pentru că boala are la bază inflamația de tip 2. Dacă ar fi să dăm o cifră, câți români cu dermatită despre care știm avem în momentul de față și câți dintre aceștia sunt cu forme, să spunem, severe sau moderate? Prevalența nu este încă foarte clar cunoscută. Noi tocmai avem în desfășurare un studiu de prevalență în dermatită atopică pe care îl finalizăm la începutul anului viitor. Prevalența în Europa e cotată undeva între, la adult undeva între 20%, în condițiile în care la copii sunt între 10 și 20%. Dar eu cred că în România ne apropiem cumva de prevalența pe care avem și în psoriazis, poate un 3-4% din populația adultă. Dar să nu uităm că, se deosebire de cealaltă afecțiuni, spuneam psoriazisul, în dermatita atopică avem o prevalență mai mare la copii și la adolescenți. Și acești pacienți de asemenea trebuie tratați pentru că vor avea mari probleme de integrare. Mari probleme de integrare în societate. Am dat de multe ori un exemplu, o pacientă pe care am întâlnit-o la un expert meeting undeva în sănătate, nu contează, în Europa, care avea asp, bronșic și dermatită atopică. Și sigur, discutând cu pacienta respectivă, am întrebat-o ce te-a supărat. Acum era o tânără domnișoară de, nu știu, 26-27 de ani, dar avea de foarte mult timp ambele afecțiuni. Dermatita atopică și astmul bronșic. Și am întrebat-o ce te-a deranjat mai mult. Sincer, mă așteptam să spun astmul pentru că, na, părea ceva mai grav. Și a zis dermatita atopică. Și am fost neîncrezător și mi-a explicat. A zis, pentru astmul bronșic aveam cât de cât terapii, pentru dermata atopică nu avem nicio terapie. Când făceam o criză de azi bronșic, strâneam empatie. Toți stăteau din jurul meu, săreau să mă ajute, să mi se sufocă săraca, moare, ajutați. Când aveam o criză de dermata atopică și mă scărpinam, toți fugeau din jurul meu. Și spuneau, fugiți care râie, că cine știe ce se întâmplă. Nu puteam să ies cu prietenul la film, că mă scărpinam, nu puteam să mă joc cu copiii, nu puteam să intru într-o piscină care era cu hipoclorit și cu, se usca pielea și mai rău și mă agrava și toate celelalte lucruri. Deci, este un procent destul de mare de pacienți care vin în formele acestea, spun moderat, severe și care nu sunt controlați așa cum trebuie pentru că multă vreme nu s-a înțeles ceea ce înseamnă cu adevărat dermatită atopică. Aș vrea să vorbim și de terapiile inovatoare. În ce măsură ele fac mai mult decât făceau celelalte terapii existente pe piață și când am putea vorbi, dacă am putea vorbi de vindecare totuși? Bun, haideți să o luăm cu ultimul punct. În general, în bolile cronice nu vorbești de vindecare. Da? Și lucrul acesta sperie de multe ori pacienții, cum e că nu mă vindec. Este același lucru ca într-o hipertensiune, este același lucru ca într-o hipercolesterolemie. Da? Nu te vindeci când ai colesterolul mare. Iei niște pastile și ai o viață normală. Colesterolul nu îți produce nimic rău. Nu te vindeci de diabet, dar e un tratament, uneori un regim alimentar, alteori niște pastile, alteori insulină, dacă este cazul. Dar ai o viață normală, nu ai complicații și trăiești normal. Același lucru este valabil și în dermatologie. Vedeți, totul a plecat de la acea idee spusă anterior, că pielea este doar un înveliș și că cum adică să tratezi atât. Nu, pielea e un organ. Așa cum trebuie să tratezi boala de ficat, așa trebuie să tratezi și boala de piele. Este exact același lucru.
Deci spuneam că nu se vindecă, dar să nu confundăm faptul cu nu se vindecă cu a fi bolnav. Deci predispoziția rămâne, geneticul rămâne. Dar eu pot să am o viață normală, eu pot să n-am un puseu toată viața mea, eu pot să nici nu știu că am această afecțiune sau să uit de ea dacă îmi fac un tratament adecvat. Spuneam că bolile cronice se controlează, se manageriază, se tratează pusele și se controlează și în perioadele celelalte. Terapiile acestea inovative tocmai aici vin, pentru că până la ele, în dermatita atopică nu prea aveam opțiuni terapeutice sistemice. Aveam niște cure de cortizon pe termen scurt, care ocupau cel mult un episod. Aveam de la adolescent, pentru că la copil și adult erau off-label, aveam ciclosporina, care are multe efecte adverse, adică multe probleme, cum nu poate fi dată pe un interval lung de timp. Și iarăși revenim, boala dermatită atopică este o boală care trebuie controlată mult timp. Și mai erau terapii off-label, de genul metotrexatului sau celorlalte, care iarăși comportau riscul și nu știa exact ce se întâmplă. Odată cu apariția acestor terapii dedicate dermatite atopice, noi putem controla într-un grad foarte mare de siguranță boala respectivă. Orice terapie nouă apărută, ca să fie aprobată de FDA, de EMA, sunt trei mari jucători pe plan mondial aceste agenții de medicamente, FDA, EMA și agenția japoneză, sigur, sunt și alții, dar aceștia sunt cei trei mari, trebuie să facă niște studii controlate, randomizate, studii de fază, obligatoriu, printre altele, cu un braț placebo. Ce este interesant, de exemplu, în dermatita atopică, este că la nivelul reacțiilor adverse, sunt multe situații în care brațul placebo are mai multe reacții adverse decât cei care sunt tratați. Știți că se punea întrebarea de ce? Era din cauza bolii. Deci, cu alte cuvinte, nu medicamentul este o problemă, ci o boală necontrolată poate fi o problemă. Nu știu, era vorba de infecții cutanate, infecții respiratorii, mai știu ce altceva. Cei care se tratau cu aceste medicamente, care uneori ne sperie și ne dau senzația, dom'le, sunt medicamente periculoase, auzim JAK inhibitor, auzim biologic, auzim termeni din aceștia, zici că au venit marțienii. Sunt termeni absolut normali, este terapia normală, adecvată a zilelor noastre, o terapie avansată, o terapie foarte bună, o terapie foarte scumpă, dar pe care agențiile, inclusiv Agenția Națională de Medicament, le rambursează și le oferă gratuit. Deci acestea permit un control într-un grad mare de siguranță al inflamației și pe care de consecință al bolii o calitate a vieții absolut normală. Cât de aderenți sunt totuși românii la aceste tratamente? Tratamentul dermatită atopică a venit puțin mai târziu față de alte afecțiuni și acesta cred că este marele noroc, pentru că noi am tot vorbit de terapii biologice în alte afecțiuni, ar fi de exemplu un psoriasis, ar fi un urticarii și oamenii, pacienții au înțeles, au început să înțeleagă că, așa cum spuneam, nu sunt o sperietoare. Dacă au înțeles și că boala este importantă și că boala poate ridica alte probleme, pot apărea acele comorbidități, au început să se trateze. Și în condiții în care le explici. De aceea am spus întotdeauna, măcar la prima întâlnire, trebuie să ne alocăm puțin mai mult timp de asta de vorbă. Sigur, suntem condiționați în medicină de intervalul acesta de timp. Avem pacienți mulți, trebuie să ne încadrăm într-un interval de timp. Dar putem recupera la celelalte consultații cu pacientul acesta sau pentru alți pacienți care vin la un control, să spunem, de rutină. Și atunci poate alocăm puțin mai mult timp să le explicăm ce înseamnă boala. Când le explicăm ce înseamnă boala, care este gradul de siguranță al acestor terapii și faptul că pot beneficia de ele, cei mai mulți pacienți devin aderenți. Iar în ceea ce privește complianța? Complianța este destul de bună pentru că terapiile sunt ușor de administrat, sunt cu administrare zilnică, cu administrare săptămânală, cu administrare două săptămâni, dar sunt ușor de administrat, astfel încât pacienții nu refuză să le ia, nu este o greutate, nu trebuie să-și facă un calendar. Și mai mult decât atât, noi venim în sprijinul lor, o să venim acum și în dermatita atopică, am făcut deja, am psoriasis acest pas, venim cu aceste programe de suport pentru pacient, care le stau la dispoziție pentru educația medicală, pentru a înțelege cum să ia acel tratament în situația în care medicul nu are suficient timp să-i explice, pentru a readuce aminte că trebuie să scoată la tratament, să-și ia rețeta, să-și facă injecția sau să ia pastilele respective sau să se ducă să-și facă analizele. Totuși aș vrea să menționăm puțin despre aceste tratamente inovative, pentru ce categorii de pacienți sunt pretabile. Sunt pretabile și așa este și legislația în România, de data aceasta este foarte aproape de adevăr, este chiar superpozabilă, ceea ce se întâmplă în viața reală, în formele moderat severe.
spuneam că trebuie să avem un diagnostic, trebuie să cuantificăm un grad de severitate. Noi folosim acel scorad, deci pacienții trebuie să meargă la doctor. Acest scorad, am dezvoltat niște tools-uri, acest scorad se calculează în 2 minute pe calculatorul respectiv, pe telefon, pe ce dorim. În momentul în care pacientul s-a încadrat ca și grad de severitate și respectă condițiile din protocol, el deja poate primi aceste terapii. Pe măsură ce vin, ele sunt rambursate, ele sunt introduse în protocolul terapeutic și se pot administra, așa cum spuneam, gratuit. Pacientul nu trebuie cât să se ducă la doctor. Ele se dau în formele moderat severe. Nu trebuie să așteptăm să avem neapărat, 80% din suprafața corporală afectată. Afectată vizibil. Ea e afectată în totalitate aproape. Dar nu trebuie să o avem atât de mult. Nu trebuie să suferim atât de mult. Pentru că, iată, vă spuneam, vă mai dau niște cifre dacă vreți. În formele de dermatită atopică, formele severe, în general, un copil la liceu pierde cam 4 zile pe lună de la școală. Din cauza acestei, nu se duce, nu vorbim că cealaltă care se duce nu e atent, că nu poate, dar 4 zile le lipsește. O formă moderată, cam 2 zile lipsește de la școală. Gândiți-vă ce înseamnă toate aceste lucruri. Iar indicațiile sunt de la adolescenți, avem și terapii pentru copii, dar avem terapii foarte multe pentru adolescenți și pentru adulți. Deci acoperim toată această plajă, toate nevoile pacienților. Vă mulțumesc mult de tot! Dacă.